Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Magda Popescu de la Vocea Vâlcii, ziarul care dă breaking news-ul în județul Vâlcea. Vă invit la emisiunea Mutare Decisivă. Am alături de mine un invitat special, un primar de multe mandate în județul Vâlcea. Înainte de a-l prezenta, vreau să vă și spun de ce suntem ziarul care dăm breaking news în județul Vâlcea, ca să nu pară așa lăudăroșenie gratuită. Evenimente politice importante s-au întâmplat în aceste zile, evenimente politice pe care Vocea Vâlcea, așa cum spuneam, le-a anunțat în breaking news. Vorbim despre trecerea deputatului independent Romeo Rădulescu la PSD, știre pe care noi am oferit-o, așa cum v-am spus, breaking news, așteptând cu minți să aflăm dacă Romeo Rădulescu trece sau nu la PSD. Pentru că toată ziua de ieri au fost foarte multe speculații că ar fi și Constantin Rădulescu în cărți, doar că era vorba doar de o coincidență de nume. Cel de-al doilea breaking news cu care, iată, mă laud, este cel în care anunțam că prefectul Dumitru Nicu Cornoiu nu a fost schimbat astăzi în ședință de guvern alături de alți 9 prefecți din țară. Au fost schimbați astăzi de premierul tehnocrat Dacian Cioloș, 9 prefecți și 2 subprefecți, doamnelor și domnilor. Este vorba de județele Alba, Argeș, Bistrița Năsăud, Botoșan, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Satu Mare și Vaslui. Așa cum v-am spus, deocamdată Vâlcea nu a fost vizată de această schimbare, deși copreședintele PNL, deputatul Cristian Buican, a făcut demersuri nenumărate la guvernul de tehnocrați al lui Cioloș pentru a-l schimba pe Dumitru Nicu Cornoiu. Deocamdată, iată, demersurile sale au rămas nerezolvate pentru că domnul Cornoiu este în continuare prefect. Așa cum vă spuneam, am un invitat special. Sunt alături de primarul comunei Prundeni, domnul Horia Horăscu, căruia îi mulțumesc pentru că a acceptat să vină alături de noi în studio. Bună ziua! Da, bună ziua și vă salut, dragi telespectatori. Sperăm să avem ceva timp împreună, să putem să povestim fel de fel. Vom povesti fel de fel, însă iată evenimentele politice, doamnelor și domnilor, se întâmplă repede, se mișcă repede și noi trebuie să ținem pasul cu ele, cei care spunem că facem presă în județul ăsta. Și aș vrea să comentez cu domnul primar din Comuna Prundeni cea mai nouă și cea mai interesantă mișcare politică, trecerea deputatului independent, Romeo Rădulescu, așa cum am mai spus, de la independenți, da, la PSD. Deci, iată, mai aveți un De candidat. fapt, se vehicula cam de mult această trecere. Probabil s-a forțat puțin această trecere sau această numire de la centru, subliniez de la centru, pentru că organizația județeană probabil nu s-a grăbit să facă propunerile. Asta e un prim motiv care îmi dă dreptul mie să fac această afirmație. Că dacă ne grăbeam și noi cu numirea pentru candidatul la municipiul Râmnicu Vâlcea, poate altfel se întâmplau lucrurile. Acum, nu e mai puțin adevărat. Deocamdată, probabil, este o trecere la formațiunea politică. Candidaturile încă nu s-au depus pentru alegerile Domnul municipale. Dați-mi voie Horăscu, să fiu și eu speculativ. nu faceți politică ieri de ieri de azi, Nu, ca dar să eu nu, dar îmi permis să afirm că eu fac administrație. Politică mai puțin, faceți, sigur. dar ca orice cetățean am părerea mea. Sigur că da, și eu vă respect, însă Romeo Rădulescu nu ar fi trecut la PSD de dragul ideilor sau principiilor socialdemocrate. Bun, Haideți să ne înțelegem. hai să ne gândim că dumnealui a mai fost în formațiunea noastră când a fost vorba de alianța de data trecută. El participa la toate acțiunile comune care se organizau și chiar se considera că era un membru al acestei formațiuni masive. Vă referiți la USL? USL, sigur că da. Da, totuși era acolo o chestie, nu era chiar direct la PSD, acum e membru PSD cu acte în regulă. Acum nici nu putem să infirmăm sau să confirmăm, pentru că, în primul rând, ca să fim membru al PSD, trebuie să ai o adeziune la formațiunea politică
dintr-o organizație. Nu știu la ce organizație. Domnul Horosc. Domnul Romeo Rădulescu a fost anunțat de președintele partidului nostru, de domnul Liviu Dragnea. Da, dar asta nu înseamnă că adeziunea a fost depusă undeva. Fie, poate a fost depusă la organizație din București. Nu am certitudinea că aici, la Vâlcea, nu cred că domnul Gigi Matei, care e președinte de organizație, să nu aibă cunoștință de această adeziune. Sau poate are cunoștință și atunci o ține puțin în suspans, așa, pentru că și dumnealui aici spunea că voi anunța la timpul potrivit candidatura mea sau a altui coleg. Aici e de discutat. Din punctul meu de vedere, sau instituțional discutând, dumnealui trebuie să facă parte dintr-o organizație, conform statutului. Că nu poți, te numește cineva, domnule, tu te duci acolo că ești... că se mai poate întâmpla ca de la centru să vină parașutați, cum s-a întâmplat și de alte dăți când erau alegerile pe listă, e cu totul altceva. Pentru că trebuie să-ți iau unul, două locuri, poate chiar trei sau N, locuri eligibile, că nu trimite ei de la București să vină la Vâlcea și să nu câștige. Fără discuție. Iată o întrebare la care probabil că domnul Rădulescu o să ne răspundă în câteva minute. O să-i rog pe colegii mei să încerce să prindă legătura telefonică cu, iată, candidatul PSD la primăria Râmnicu Vâlcea, deputatul Romeo Rădulescu. Până una alta, domnule Horescu, în Vâlcea lucrurile au început să se miște. Campania electorală din iunie 2016 se anunță a fi una incendiară pe viață și pe moarte. Romeo Rădulescu și-a găsit deja partid, trecând de la dreapta la stânga, iată, fără remușcări, în timp ce Mircea Gutău încă mai cugetă. Cum vedeți noastră această confruntare? Păi, nu știu, Mircea Gutău ce să mai cugete? Păi trebuie să cugete vis-a-vis la... Se pare că legislația nu... Din ce știu și eu din mass media... Legislația nu prea îi mai permite să candideze fie pe orice partid va dori dumnealui. Numai e posibil, dacă îi acceptă Comisia Județeană Electorală să-și pună candidatura, să-și o depună candidatura ca independent, sunt convins că va strânge cele voturi în susținere, nu se pune problema aici. Că toate formațiunile politice, toți candidații își fac cel puțin 100 de voturi pentru partidul respectiv. Dar eu am mai și discutat acum ceva timp și am spus că la ora actuală nu se mai merită. Pentru că intrăm din nou în focul puștii. Stați un pic să vă întreb ceva. Ați spus că Mircea Gutău nu se mai poate înscrie la un partid, așa ați spus? Cel puțin din mass media, pentru că sunt auxiliarele după la condamnare. Unde... Vă referiți la condamnare? Credeți că sentințele pe care le are îi interzic să candideze? Acum nu știu în auxiliare ce s-a scris, că vis-a-vis de sentință să dau niște auxiliare. Interzicerea unor drepturi să mai candidez, să mai. Dar credeți că domnia sa, domnul Gutău, nu a citit cu atenție aceste hotărâri judecătorești? Sunt convins și probabil are și dumnealui juriștii care pot să-l formeze, dar unii pot să-l dezinformeze. Depinde ce interese. Mă gândesc dacă nu văd cum, nu știu, uite, iată, iar o problemă pe care trebuie să o studiem, nu văd cum printr-o hotărâre judecătorească nu i s-ar permite să candideze din partea unui partid, însă i s-ar permite să candideze independent. Nu, consider că dacă s-ar scrie ceva în hotărâre, e comună pentru toate. Exact, dacă s-ar scrie ceva în hotărâre, i s-ar spune că nu are dreptul să candideze oricum ar fi pe o perioadă de... Ar fi necesar o citire mai atentă atât a legii electorale, cât și a codului penal. Da, până una alta, PSD Vâlcea, printr-un comunicat de presă al președintelui partidului, ne anunță că păstrează ritmul pentru câștigarea primăriei Râmnicu Vâlcea și a Consiliului Județean Vâlcea. Avem și o declarație a domnului președinte Constantin Rădulescu. Sunt convins că după ce se vor fi decantat toate evenimentele zilei de ieri legate de înscrierea în PSD și desemnarea ca și candidat la primăria municipiului a domnului Romeo Rădulescu,
Vom constata că resorturile au fost corecte, statutar și decizia a fost una bună, rămânând ca modul în care s-a decisionat să fie analizat de istorie. Partidul nostru este unul inteligent și va înțelege că decizia a fost luată pentru binele municipiului Râmnicu-Vâlcea. Romeo Rădulescu este membru PSD nu doar cu drepturi depline, dar și cu obligații și merite incontestabile. Trebuie să-l susținem, spune domnul Rădulescu Constantin, pentru ca PSD să câștige. Sunt convins că lucrurile vor merge bine și pe viitor. În PSD Vâlcea și cine are urechi de auzit să audă. Este declarația care apare într-un... Și, dar și ce am mai putea să spunem noi dacă comunicatul de presa lui Costi sună în felul ăsta? Asta vă spun, domnule. Eu rămâs chiar surprins. Dar probabil e sarcină de partid și sarcinile se dau de sus în jos și se execută de jos în sus. Eu acum am cunoștință de așa ceva. De fapt, mai discutam noi și înainte de începerea emisiunii că eu în ăștia 20 de ani de zile am făcut mai mult administrație și mai puțin în politică. Când faci politică, uiți să mai faci administrație. Și de asta eu am comandamentele mele, am echipa mea cu care trebuie să facem întâi ce mai e de făcut în localitate și după aceea, dacă mai este timp, uite, eu, spre exemplu, dacă considerați dumneavoastră că e politică. Astăzi am fost la o întrunire a Forumului Cultural din Râmnicu-Vâlcea, unde s-au serbat doi membri ai culturii vâlcene. Acum sunt la dumneavoastră. Duminică plec la Asociația Comunilor din România, unde avem adunarea generală. Duminică începe cu comitetul director și apoi luni, marți și miercuri intrăm în sesiune, unde avem invitații de la primul ministru, la domnul viceprim-ministru Dâncu și o grămadă de alții guvernați care vor fi, sunt sigur, luați la întrebări de cei peste 500 de primari care vor fi acolo. Deci județul Vâlcea, se pare că ne-am anunțat prezența vreo 10 primari și deja mi-am aranjat agenda, e foarte încărcată, pentru că vreau să vă spun că astăzi am primit atâtea mesaje din toată țara cu problemele pe care primarii din toată țara, primari care nu pot să vină acolo, să le ridic în primul rând în ședința comitetului director, unde sunt membru și după aceea de luni în plen să ridic problemele care de care ne lovim noi primarii și în general administrația locală, pentru că s-a mers la început pe o descentralizare, toată lumea a fost bucuros, după aceea s-a stopat că nu este constituțional și dumneavoastră nu trebuie să mai reiau ca să ocupăm timpul emisiunii cu lucruri din astea. După aceea se termină miercuri, când să mai dau și niște diplome de merită și între ghilimele pentru primarii care sunt la 6-lea mandat. Noi, cei care am fost la 5-lea mandat, l-am luat anul trecut. Joi avem o altă întâlnire cu doamna ministră, ministru al fondurilor europene. De la ora 9 la ora 1, la prânz, la fel, va trebui să ne clarificăm, să ne edificăm, pentru că lucru care o voi ridica și în prezența primului ministru, pentru că ne-am bucurat că ne vine o echipă de la Bruxelles, că vom avea ghidurile de finanțare, că vom, în funcție de ghidurile de finanțare, vom pregăti proiectele și iată că anul acesta foarte multe măsuri n-au apărut nici măcar spre consultare. Ieri au apărut două ghiduri pe două măsuri spre consultare, dar sunt identice cu ghidurile vechi, care nu s-a modificat nimic în ele. Deci, iată, instituțional trebuie să mă deplasez acolo să facem administrație. Acum 3 săptămâni am fost la Ministerul Agriculturii, unde am discutat problema irigațiilor. Că toată lumea zice, domnule, sunt bani pentru irigație, avem atâtea, dar și aici au fost probleme și le-am ridicat și le-am și rezolvat împreună cu secretarul de stat Botănoiu, care răspunde de sectorul de irigații, pentru că în vechea strategie, județul Vâlcea nu era cuprins. Era cuprins tot sistemul Bușan-Ciorâu, dar județul Vâlcea nu era trecut ca și sector neviabil. Ne-am luptat, ne-am zbătut și în strategia care s-a trimis la Bruxelles și sperăm ca până la sfârșitul acestei luni să vină aprobate de la Bruxelles în formatul care l-am solicitat noi, aprobate și să putem să depunem
cei care nu au depus proiecte, pentru că eu la nivelul localității am două proiecte care probabil în două luni de zile vom pulsa apă în sistem, pentru că știți și dumneavoastră cum au fost sistemele distruse, furate și așa mai departe. Avem două oaiuri, oaii Cărina, care are sediul la Drăgășani, care va iriga peste 858 de hectare, cu o valoare a investiției de 786-768 de euro. În lei e 3.407.868 și mai avem oaii Valea Oltului, care este pe teritoriul localității Orlești. La fel, se merge foarte repede și acolo. Acolo este mai mare puțin, va iria 1.652 de hectare de la Orlești Prundeni, jumătate din localitate, și ne ducem spre Fișcheleia în partea cealaltă. E, problema s-a pus atunci când i-am rugat și pe cei de la Ionești să-i ajut să facem proiectul și pentru sistemul de irigații de la Ionești, cineva să-i spunea și vine Horescu să-mi facă mie proiecte. Și acum vin și m-au rugat și pe președintele OAI-ului de la Ionești, l-am luat cu mine la Ministerul Agriculturii, să vadă cum să pun probleme acolo și chiar a fost încântat și i-am recomandat o firmă de consultanță și proiectul deja l-are făcut. În momentul când va veni strategia și se declanșează depunerea proiectului, sigur va fi declanșat și eligibil, pentru că eu știu cum a fost construită. Au mai fost probleme, pentru că, vedeți dumneavoastră, sistemele noi de irigație trebuia să prezinte o factură din anii anteriori, că, vezi, doamne, sistemul a funcționat. Păi cum oare să funcționeze dacă el era terminat? Nu mai era nimic. Ei, și atunci am ridicat problema asta și deja am primit comunicarea ieri de la Ministerul Agriculturii, de la prietenul meu Botănoiu, că s-a scos din ghid această inadvertență. Vedeți, vreau să zic că de multe ori ghidul ăsta se fac și din birou. Ei, și atunci consultația de asta îi spune consultare publică. Noi cei care lucrăm cu ele și ne lovim de tot ce se întâmplă, ce greutăți, ca să nu mă mai spun, o grămadă de hârtii care se cereau complet inutile. Numai că tu te duceai ca și solicitant, ca și beneficiar, după hârtii și erai umilit pur și simplu la o grămadă de instituții din astea care trebuia să stai să-ți dea o semnătură. Nu mai spun că și acum pentru alte proiecte, inclusiv lucrăm acum la un PUG, îți cere tot felul de tâmpenii, ca să nu mai spun acum cu eliberarea titlului de proprietate, a dat un ordin președintele OCPI-ului de la București, tâmpit al naiba, înțelegi? Ca să poți să faci titlul de proprietate, trebuie să te duci cu niște planuri cadastrale, fie că întocmite de un cadastrist. Să cheltuie o grămadă de bani? Nu, da, un cadastrist acceptat de dumnealor, că sunt în baza lor de date, și ăsta ți-a bani. Și atunci cetățeanul zice, domnule, păi mă costă un titlu de proprietate mai mult decât e pământul acum. Valoarea terenului, da. Și multe sunt probleme pe care le vom ridica la acest forum al primarilor. Deci, așa sunt, ca să nu mai spun și în domeniul fiscal, în domeniul bugetar, la fel o grămadă, vezi dumneavoastră, acum e la modă ANAF-ul ăsta cu scandalul, cu Antena 3, pardon, nu știu, dar sunt colegii noștri de presă. O grămadă de, între ghilimele, de hengheri care stau pur și simplu degeaba. Ei, noi ne venim acum și propunem ca impozitele și taxe tot le încasăm noi pentru contribuabilii noștri. Ei, să le încasăm și pentru societățile comerciale care sunt pe teritoriul localității, decât să dea o grămadă de bani la cei care stau mai mult degeaba, să ni se dea nouă un procent de încasare, pentru că să fie stimulativ și pentru tine să ai o cointeresare, și restul să virăm la bugetul de stat. Deci, asta este proba. Da, să v-am spus că noi facem administrație. Sunt avangardiste, domnul primar, și... Nu sunt avangardiste, dar sunt plecate din lumea reală. Să existe și urechi care să le audă. Nu, pentru că le ridicăm în fața guvernanților și le vom lăsa și agenda scrisă. Asta este foarte important. Despre administrație, doamnelor și domnilor, despre administrația din Comuna Prundeni, despre politică și multe altele, o să discutăm după o scurtă pauză publicitară.
Am revenit, doamnelor și domnilor. Vom avea în sfârșit legătura telefonică promisă la începutul emisiunii cu candidatul PSD pentru primăria Râmnicu Vâlcea, domnul Romeo Rădulescu. Am reușit să luăm legătura cu dânsul în pauză și va intra. O să-i rog pe colegii mei să sune din nou. Până una alta, domnul Horăscu, și până vom intra în administrație, așa cum vă doriți, cu adevărat, vă rog să mai rămânem un pic în sfera politică, pentru că așa... Iată, domnul Romeo Rădulescu este în direct. Bună ziua, ne auziți? Da, vă auzi. Domnul Rădulescu, sunt alături de primarul localității Prundeni, domnul Horia Horăscu, și dânsul a ridicat o chestiune... Și eu pe cel mai bun prieten. Așa. Și domnia sa punea o întrebare la care, sincer, iată, eu nu m-am gândit. Unde v-ați depus, domnul Romeo Rădulescu, adeziunea la PSD? Sus la UNM, în biroul liderului de grup, PSD. La? La UNM. Nu înțeleg. Nu am înțeles. E un etaj în Palatul Parlamentului, UNM. Alea, UNM, în da. Biroul liderului de grup, spuneți, de la Camera Deputaților. Da, da, da. Da. Și sunteți membru al cărei organizații, domnul Rădulescu? Acum, în principiu, la organizații, conform statutului. Poftim? Nu v-am. Statutului al organizației Vâlcea. Deci sunteți membru al organizației județene Vâlcea, da? Se trimite de acolo adeziunea. Eu acolo am semnat adeziunea la București, acum... Am înțeles. Am văzut că dumneavoastră vă bucurați deja de susținerea președintelui PSD Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, însă, așa cum vă așteptați și dumneavoastră, cred că nu faceți politică de ieri, aveți oarecare opoziție din partea organizației municipale a PSD, domnul Rădulescu. Cum... Este normal să fie așa, însă voi sta de vorbă personal cu fiecare membru și am să le explic că eu nu vin de eu cu nimănui. Și echipa rămâne compactă, numai că mai aducem niște voturi în plus. Nu este nici cea mai mică problemă din punctul meu de vedere. Însă am să discut cu fiecare personal, în așa fel încât să nu fie problemă. Cred că împreună cu PSD-ul vom câștiga și primăria și Consiliul Județean, așa de mers ca să moară unii liberali, de ciudă. Apropo de liberar, domnul Romeo Rădulescu, știți că erați oarecum soluția de avarie, da? Gric Crăciunescu era plimbat așa, prin fața opiniei publice, doar de amețeală. Eu cred că Gric Crăciunescu este candidatul de bun, nu de avarie. Gric este omul lor cel mai bun în acest moment, este vârful de lanț al PNL-ului. Altul mai bun n-au găsit de la un nominalizat. Aveți idee de procentele de prin sondajele PNL, domnul Rădulescu? Nu știu și chiar nici nu mă interesează sondajele PNL-ului. Toți știm cum sunt făcute cele de Vali Muncean, deci nu... Spuneți-mi, vă rog, intenționați să aveți o discuție față în față, așa cum a spus și cu primarul interimar, cu Gigi Matei? Cum să nu? Dar e normal să am o discuție și cu Gigi Matei. Prima... La urmă, eu sunt un om civilizat și desul e la fel un om civilizat și putem să purtăm o discuție normală. Prima discuție trebuie purtată cu Gigi. Nu avem ce să împărțim amândoi. Suntem de aceeași parte a baricadei, luptăm împotriva PNL-ului. N-am ce să împart eu cu Gigi Matei. Intenționați să îngropați Securea Războiului? Eu n-am avut nimic cu dânsul. Aveți un proces, domnul Rădulescu, deci. Nu, am un proces pentru calomnie, dar personal eu n-am nimic cu dânsul. Acum 2 săptămâni sau 3 săptămâni am fost doar în direct, am stat de vorbă, deci nu... Bun, deci vă retrageți procesul? După ce voi sta cu dânsul de vorbă, da. M-a rugat și Costi, a insistat foarte mult să o retrag. Probabil voi retrage, dar n-aș te voi avea cu dânsul o discuție. Nu stau în acest proces, dacă... Este... Așa, să fac imediat. Ar fi un semn că dumneavoastră vă doriți să îndreptați lucrurile în relația pe care o aveți? Întotdeauna vreau să îndrept lucrurile și nu mă deranjează acest lucru. Bun, vom sta cu ochii pe această situație dintre dumneavoastră și domnul Matei, să știe că și dumneavoastră și domnul Matei sunteți doi oameni ambițioși, puțin încăpățânați și dacă reușiți să găsiți o cale comună, asta consider nu eu că... Ar fi PSD-ul câștigat și noi presa am pierde la acest capitol, că nu prea mai avea
ce scrie, dar poate găsim și alte subiecte. Niciodată presa nu pierde. Domnul, orice greșeală, așa că nu pierde niciodată. Domnul Romeu, v-a schimbat locul în sala de ședințe? De la Independență da, la... Da, ieri am depus și hârtia. Da, și v-a schimbat și locul? Și scaunul. Și scaunul, să știți, acolo nimeni n-are scaunul. Păi, nu, dar erau independenți într-o poziție, astfel celelalte partide... Nu, independenții erau tot pe partea stânga țării, cum ne uităm la ei. Da. Am glumit. Bine, am glumit. Nu se știe la care grup e, pe stânga sau pe dreapta. Știți că unii dintre cei care... contestă oarecum trecerea dumneavoastră de la dreapta la stânga, spun că dumneavoastră vă băteați cu pumnii în piept că sunteți un politician de dreapta și iată, n-ați avut nicio problemă să treceți la PSD, domnul Rădulescu, adică din pe partea cea. Din păcate, în politica post-decembristă n-a funcționat ideologia partidelor. Au funcționat necesitățile oamenilor. Eu cred că în acest moment pot împreună cu PSD-ul să satisfacem necesitățile oamenilor. Spuneți că ați făcut-o pentru oameni, nu? Ca să... Exact, ca să putem să facem ceva pentru oameni. Nu am constatat că eu singur nu pot să fac. Decât cu o echipă mare. Această echipă mare este PSD-ul. Ați văzut ce a declarat adversarul dumneavoastră din această campanie, domnul Mircea Gutău? Nu mă interesează ce declară. Dânsul este un om violent care țipă la oameni, țipă în televiziune, îmi pare rău, chiar nu vreau. Domnul Gutău a spus... Nu mă interesează, credeți-mă, chiar nu mă interesează ce spune. Păi domnul Rădulescu, veți avea... Chiar nu mă interesează. Veți fi adversari în această campanie electorală, va trebui să vă vedeți... Ce o să faceți? O să vă bateți prin dezbateri? Îmi pare rău, eu nu sunt violent, eu sunt un tip calm care știe ce spune și de regulă spune lucrurile pe nume. Dacă dânsul va veni tot cu acțiuni violente, se strâng problema. Da, dar nici să refuzați, domnul Romeu Rădulescu, nici cum, nu știu dacă este ok, nici cum procedea dumneavoastră să refuzați să comentați declarațiile principalului dumneavoastră adversar. Nu, doamnă, dacă ar fi un om normal ca toți ai discuta, însă, având în vedere situația dânsului și faptul că este violent și tipă, nu cred că are rost. Dar de ce spuneți că domnul Mircea Gutău este violent? Violent în vorbire. Poftim? Verificați o emisiune la o altă televiziune, vă rog frumos. Ce să vă lămuri? Bun, și atunci vă întreb, ce o să faceți în campania electorală? O să refuzați dezbaterile cu Mircea Gutău? Nu, eu n-am refuzat nicio dezbatere niciodată, o să vin la toate dezbaterile. Dar ar trebui ca moderatorii să vă pună foarte departe unul de celălalt, nu? Nu, pe mine nu trebuie să mă pună, eu sunt un tip calm, pașnic și pot să pot în dialog orice. Nu vă faceți nici din punctul meu de vedere. Eu nu fac griji deloc, din contră. Privesc cu plăcere spectacolul și se anunță o campanie electorală foarte, foarte interesantă cu dumneavoastră și cu domnul Gutău ca principali oponenți pentru câștigarea primăriei Râmnicu-Vâlcea. Cum vă gândiți, domnul Romeu Rădulescu, să compatibilizați echipa dumneavoastră, da, cu echipa de la PSD municipiu? Deja am început să compatibilizez cele două echipe. Nu va fi nicio problemă pentru că nimeni nu se luptă pentru locul altuia. Fiecare își are locul lui, lucrurile sunt foarte, foarte flexibile, deci nu se pune problema să existe conflicte. Până la urmă, la muncă, este loc pentru toată lumea. Cine va decide, domnul Rădulescu, lista de consilieri locali? Dumneavoastră sau celălalt Rădulescu? Biroul permanent municipal decide lista de consilieri municipali. Așa că, la acest moment, dumneavoastră nu veți avea un foarte mare cuvânt de spus, ținând cont că, totuși, președintele organizației este Gigi Matei. Nu se pune problema de cuvânt de spus. Dacă ar trebui să plecăm cu cine are cuvântul de spus, discuțiile ar fi încheiate. Am venit pe pantă constructivă. Deci vreau să construiesc. Nu să arătăm cine are mușchii mai tăi. Deci nu vreți să vă arătați mușchii în această campanie, domnul Rădulescu? Nu, greșit. În interiorul PSD-ului nu vreau să-mi arăt mușchii. Am înțeles. Domnul Rădulescu, vă mulțumesc frumos pentru intervenție. Haideți să-i pun și o întrebare. Mai are domnul... Domnul Romeu, vă pun și o întrebare a cetățeanului după stradă. Da, domnul.
Dacă, oricum, eu știu că aveați afinități către formațiunea aceasta mai devreme. De ce n-ați făcut pasul ăsta ceva mai devreme? Nu trebuie să așteptăm pre-campania. Să zicem că am avut invitația mai devreme. Dar știți că mi-am adus aminte, vorbind acum cu dumneavoastră, domnul Dumitru Persu a declarat că își dă demisia din partid, din PSD. Eu n-am auzit declarația dânsului, îmi pare rău că pleacă, e un om de valoare și cred că trebuie să rămână în acest partid. Și vă asemuia pe dumneavoastră cu Agamiță Dan Danache din Caragiu? Nu vreau, sincer, nu vreau să comentez declarațiile astea. Bun, mulțumesc frumos, domnul Rădulescu. O seară bună. O după amiază plăcută, baftă, la revedere. Baftă. Da, a fost Romeo Rădulescu, care, iată, ne-a oferit niște informații în premieră, doamnelor și domnilor, informații pe care aici, la Vâlcea 1, le aflați în premieră. Este vorba de faptul că domnul Rădulescu intenționează să stea de vorbă cu domnul Matei, intenționează să îngroape Secura Războiului, vrea să-și retragă procesul pe care l-a intentat domnului Matei. O să-i rog pe colegii mei din studio, dacă sunt atenți, să încerce să-l prindă la telefon și pe primarul interimar al municipiului, pe domnul Gigi Matei. Sunt foarte curioasă să aflu, dacă reușim să realizăm această intervenție telefonică, ce părere are domnul Matei despre această mână întinsă a lui Romeo Rădulescu. Este oarecum Romeo Rădulescu de pe poziția, da, e undeva călare de pe poziția învingătorului, iată, nominalizat candidat PSD de la București, chiar din nominalizat chiar de președintele PSD, domnul Liviu Dragnea, iar domnul Matei oarecum cel care a fost așteptat să-și anunțe o decizie a dumnealui sau altcuiva drept candidatură. Între timp i-au luat-o alții înainte. Era pregătită pentru astăzi la ora 18 o ședință a organizației municipale pentru nominalizarea domnului consilier local George Mihăilescu drept candidat al PSD la municipiul Râmnicu-Vâlcea. Nu au mai apucat oamenii pentru că la București lucrurile s-au grăbit. Ce ziceți, domnul primar, de aceste întorsături? Dacă, nu știu, deocamdată eu rămân la ideea că încă nu s-au depus candidaturile. Eventual, nouă ni s-a cerut de către organizația județeană să depunem lista de candidat. Atât. Dar nu și candidaturile. Candidaturile sunt conform calendarului legii electorale să se depună atunci când trebuie depuse și după aceea pe 6 mai începe bulciu. Numai că în față de anii trecuți și foarte bine că se întâmplă așa, nu vom mai veni cu atâtea banere, cu atâtea difuzoare prin localitate. Atunci vii și îți prezinți oferta ta electorală, povestești ce ai făcut până acum și ce vrei să faci. Adunare cetățenească, elegantă, nu știu, dumneavoastră ați maximalizat puțin, că vezi, doamne, candidații vor fi violențe, nu cred că Eu nu am vorbit de violență, așa. Domnul Rădulescu a vorbit de violență. Nu știu ce se va întâmpla și cu acea lege a denigrării. A defăimării. A defăimării, mă rog. Care a picat, iată, domnul Dragnea. Și dar, luat-o în Parlament. Dar, nu știu, pentru că nici nu trebuia această lege, pentru că e legea penală care stabilește foarte clar. Deci nu poți să suprapui două legi pe aceeași treabă. Dar numai că la noi nu prea s-a mers pe această lege penală, ca să te mai sperie puțin, să nu ai treabă cu concetățeanul tău, eu știu, cel de lângă tine, ca să poți să-i arunci cuvinte injurioase sau de altă natură. Sau să intri la istorie, să-i spui, dom'le, nu știu ce a făcut ăla, că ăla e pușcăriaș, nici măcar n-ai voie să spui cuvântul pușcăriaș în Da, în cred că asta. Ar trebui totuși păstrat un nivel al discursului, cred că nu neapărat. Pentru nu... că de cele mai multe ori nici și moderatorul nu pare ce face, pentru că pe el îl fură valul discursului, valul comunicării și atunci uiți să te concentrezi de fapt pentru ce ai venit aici, ce să povestești.
aici e problema. Iar v-am spus, eu încă am niște neclarități privind depunerea candidaturii la Corpul M, sau cum spuneam, acolo nu e o organizație, nu cred eu că e o organizație. Problema s-a depus că... acolo ca să fie remisă către organizația municipală. Unde... Județeană. Nu, municipală. Nu cred că o vagă la municipal. Municipiu. Păi nu, dar la municipiu nu poți să candidezi dacă nu ești membru al organizației unde vrei să candidezi. Păi și dacă... Da. Iată, o informație foarte bună. Dacă nu ești membru organizației, nu poți candida. Iar conform statutului, după ce se depun candidaturile, se validează de comitetul executiv. Dar știți cum trăim în România, sigur. Nu vi se pare că domnul Dragnea e ceva de genul partidul sunt eu? Nu vi se pare? Nu. Mie așa mi se pare. Eu îl consider că... A ieșit omul din BPN, va servi tot direct. Este un... om destul de capabil și din punct de vedere politic și din punct de vedere administrativ. Noi am lucrat foarte mult cu dumnealui când a fost vicepremier și am obținut rezultate chiar bune, să știți. Sunteți, domnul Horăscu, primarul, artizan al unor proiecte pe fonduri europene. Practic, dumneavoastră ați deschis, să zicem, calea accesării fondurilor europene în județul Vâlcea. Da, ce? M-a ajutat și faptul că provin tot din mass media și eu să scriam primele și noi ăștia din mass media. Da, suntem întreprinzători. Dar dumneavoastră ați accesat multe fonduri europene pentru... 35 de proiecte. 35 de proiecte pentru... Da, și în 5 mandate, da. În 5 mandate. Numai că un mandat îl dăm la o parte, că nu prea erau fonduri europene. Din 2000 am început, erau fonduri de preaderare pe SAPARD și atunci am început... Ați fost un deschizător proiecte. De drumuri. Nu neapărat. Toată lumea aș dorea să aibă bani și să facă ceva în comună. Pentru că le faci și... mai puțin le faci și fără bani, dar cu bani toată lumea face, să știți. Cu bani, într-adevăr. Dar important este să știi cum să obții banii. Cineva spunea, tot la un ministru, zice, domnul primar, știți cum e cu alocarea banilor ăsta? Domnul, e ca la loto. Domnul, ca să câștigi, nu trebuie să joci. Corect. Ca să vrei bani, nu trebuie să-i ceri. Dacă îi ceri, trebuie să mă convingi că ai nevoie de ei. Nu cum era pe timpul, știți dumneavoastră, cum se dădeau să faci, eu știu, stadionul în pantă, lacul în mijlocul lacului, ăsta, parcul turistic în mijlocul lacului, să vină apa când vine mai mare să-ți ia tot ce ai investit acolo. Deci trebuie să convingi. Cam a spus că ați promovat 35 de proiecte în localitatea Prundeni. Care este valoarea care se ridică? Nu, să știți că niciodată cel care... mai fac o paralelă. Când vine cineva la tine să se angajeze, cel care vine și te întreabă ce salariu îi dai, nu trebuie să mai stai de vorbă cu el. Categoric. Da? Asta este așa, din... Așa și este. Dom'le, eu am nevoie de un proiect să fac ceva în comună. Mai puțin contează valoarea lui. Valoarea este determinată de lungimea drumului, de, eu știu, partea de cofinanțare. Pentru că și noi am întâmpinat, să nu crezi că e așa de ușor. Spre exemplu, la un primul proiect pe SAPAR a trebuit să dau peste 1000 de semnături în fiecare curs de pagină acolo. Le-am și spus-o acum și tot am militat, dom'le, scoteți cu semnătura asta. Bine, acum, odată cu depunerea online a proiectului, nu trebuie să mai dai atâtea semnături. În fiecare curs de pagină, dom'le, trebuie să semnezi. Dacă se putea să semnezi și pe dungă, și pe dungă. Da, boala românilor pentru hârtii. Deci, sunt în proiecte care au fost pe infrastructură, s-au fost proiecte care au fost în domeniul educației, al pregătirii profesionale, am avut două aptoșcoluri, acum avem încă un proiect într-o asociere cu primăria din Cumpăna, Constanța și Vânător Neamț, un fel de aptoșcol și merge bine, vreau să vă spun, copiii sunt încântați pentru că noi facem un alt fel de școală după școală, o facem mai mult o școală distractivă, copilul să aibă plăcerea de a rămâne acolo, vreau să vă spun că grupul Sinte erau copii ai căror părinți erau plecați în străinătate, dar foarte mulți părinți au zis, dom'le, lăsați și copilul meu acolo, nu-i dați rechizite, nu-i dați gheozdan, nu-i dați nimic, dar să stea acolo. Și i-am acceptat, nu se pune problema.
Deci, acum așteptăm cele 16 măsuri pe postul întârzi să apară și sunt slabe speranțe că vor apărea până în alegeri, pentru că probabil se gândesc cei de la Bruxelles, dom'le, le dăm acum, le accesează unui primar și după aceea taie panglii și la alți primari, că așa e soarta primarilor. Dar contează, domnul primar, contează cine începe proiectul și cine taie panglica? Ar trebui să conteze? Nu contează, nu. Nu contează, pentru că și cel care iese și cel care vine după noi au un singur scop, ca localitatea sa să arate bine. Oamenii se simte mult mai bine. Dacă mai crești niște locuri de muncă, e ok. Dacă nu creezi locuri de muncă, măcar găsești alte posibilități, dacă nu la tine în localitate, în localități vecine. Deci, important este ca tu când te apuci să administrezi o comună, trebuie să o administrezi în primul rând cu sufletul. De asta vreau să vă spun, și am mai spus la o altă televiziune, că vom termina și cu asfaltările și cu apa, canalizarea. Am un tabel aici, mi-au pus colegii mei. Eu mai am numai 12 de kilometri de drumuri de asfaltat, extindere de rețea de gaz numai 300 de metri, rețeaua de canalizare pentru trebuie să o extind, pentru că atunci când am făcut canalizarea nu au ajuns banii și mai am vreo 12 kilometri. Sunt două posibilități de finanțare prin PNDR, Programul Național de Dezvoltare Rurală, cu Ministerul Agriculturii, și prin PNDL, prin Programul Național de Dezvoltare Locală al Ministerului Dezvoltării. Avem variante și într-o parte și în alta. Pentru o parte din ei, banii avem alocați și anul ăsta. E posibil, am mai depus încă o solicitare de câteva milioane bune de euro. Se pare că au trecut de avizare și așteptăm să ne intre, să semnăm contractul și să ne intre banii în cont și urmează licitația. Aceea e problema mai mare, pentru că la licitație știți dumneavoastră cum se întâmplă, pentru că vin firme și de apartament și te ține în loc. Bine că nu mai sunt atâtea contestații, s-au mai pun și niște plafoane și așa mai departe. Au mai apărut și cauțiunile care s-au scos, acum se pare că se introduc din nou. Deci este mai greu cu punerea în operă a banilor pe care practic îi ai. Noi vom termina de asfaltat drumurile și acum prin comună sunt cam toate asfaltate. Le vom mai deranja când facem extinderea canalizării. Avem un proiect care facem, vrem să asfaltăm tot dealul Oltului, împreună cu prietenul meu de la Ordești, încă un proiect comun pe asociere, să facem ocolirea localităților, când vin mașinile astea de tonaj mare și mai zdruncină casele astea care nu au fost prevăzute atunci, că vor trece și utilaje grele. Dar acum sperăm ca în perioada aproape de realitate să pot să fac extinderea irigațiilor, să le duc în culmea dealului, în dealul viilor, pentru ca atunci în perioada de secete să nu mai avem probleme, că vezi, Doamne, se usucă vița când nu are apă suficientă. Asta e o ambiție de-a mea mai de mult. În perioada asta, până anul ăsta, nu au fost fonduri suficiente și atunci, pe fondurile care vin pe 2014-2020, vom face și această extindere. Publicitatea ne bate la ușă, domnule primar, trebuie să luăm publicitate. Partea comercială. Da, și revenim să discutăm despre proiecte și despre ce intenționați să faceți după 2016, după alegeri. Revenim.
Am revenit, doamnelor și domnilor. Suntem alături de primarul localității Prundeni, domnul Horia Horăscu, care vorbea despre proiecte și despre ce intenționează, ce mai are de făcut în comuna Prundeni. Domnul Horăscu este primar la al 5-lea mandat. 20 de ani la primărie, domnul. Așa de repede au trecut. Domnul Horăscu, mult, nu? Nu sunt mulți dacă te gândești la ce ai găsit și ce ți-ai propus să faci. Și te vedeți dumneavoastră, nici în 20 de ani de zile n-am rezolvat ce vreau eu să fac. Este foarte entuziasmat, veneam din lumea afacerilor, unde aveam 500 de salariați, dădeam de mâncare la atâtea guri, pentru că până lângă cei 500 care au acolo, trebuia să mai trăiască și familiilor. Acolo s-au plămădit căsnicii, de acolo au ieșit și copiii care avem acum la școală, pentru dacă nu aveam o populație tânără ca să stabilească acolo, uite, acum nu aveam nici copii la școală, pentru că alergăm după copii ca să putem să nu închidem școlile, pentru că, din nefericire, că peste tot, mă, să știți, în țară, pentru că mă uitam pe o situație demografică la mine. În 2015 am avut 26 de nașteri și 74 de decese. Wow. Numai acum în 2016, de la începutul anului, avem numai 3 nașteri și 9 decese, dintre care 4 numai în săptămâna asta. Eu sunt convinsă că dumneavoastră aveți un proiect pentru creșterea natalității în comuna Prundeni. Proiectul pentru creșterea, nu neapărat pentru creșterea natalității, pentru suflete, noi zicem noi, pentru că de anul trecut, din iulie, am declanșat o campanie destul de furibundă, îi spune suflet pentru suflet. Deci e posibil ca Prundenii să fie localitatea cu cei mai mulți angajați la serviciu social raportat la numărul de locuitori. Avem 12 angajați sociali, dintre care 3 asistenți medicali, pentru că atunci când se merge în teritoriu, asistentul medical scoate tensiometru, scoate glucometru, le ia o tensiune, o glicemie, și atunci unde constatăm probleme, îi recomandăm medicului de familie. Deci suntem noi suntem o interfață între cetățean și medicul de familie și societate, gândind așa, și dacă este nevoie, le solicităm trimiteri și tot noi îi ducem la clinici, la spitalele unde sunt diagnosticați și vrem să-i facem bine, pentru că având o comună sănătoasă vom avea și familii sănătoase, și de cele mai multe ori intervenim și chiar noi le facem rost de medicamente prin sponsorizări, prin alte surse atrase din punct de vedere uman, pentru că vezi dumneavoastră, cam terminăm și cu infrastructura asta, ce să mai facem? Facem, rezolvăm probleme de suflet. Iar probleme de suflet nu se rezolvă decât dacă ai credință în tine. Pentru că dacă nu lucrezi cu credință, nimic nu faci. Nu faci nici proiecte în infrastructură, nici în domeniul uman. Discutam și vreau să vă mai spun cam ce mai este de făcut în Prundeni, pentru că sau că am făcut... Ce mai e de făcut în Prundeni, dar nu vreau să trecem peste această campanie Suflet pentru Suflet. Este o campanie a cui? A primăriei Prundeni? A primăriei. Este o campanie, am făcut puțină promovare la ea. Cei care merg în teritoriu sunt identificați cu un certicur alb scris ca Primăria Prundenii Suflet pentru Suflet, dar oamenii s-au obișnuit, a trebuit să fac puncte de lucru în fiecare sat ca să nu mă bătrânii sau bolnavi, mă rog, să nu mai vină pentru o hârtie în centrul comunei, merg în satul respectiv unde sunt tratați foarte bine. Probabil suntem printre puținii care am întocmit fișa cetățeană, un fel de fișe de monitorizare, unde avem în sistem informatic absolut toată situația familiei cetățeanului, de la fotografii la acte de stare civilă, titlul de proprietate, certificate de identitate, dacă
au posibilitatea să ne aducă și nouă anamneza medicală cu bolile de care a suferit când au ieșit din spital, imediat am scanat și le trecem dreptul fiecăruia. Și de ce am vrut să facă această fișă a cetățeanului? Atunci când mai scriu câte un proiect, deja am grupul țintă format. Foarte interesant. Da, pentru că altfel alergi, nu găsești oamenii de care ai nevoie când scrii proiectul și ai posibilitatea să vină cei de la monitorizarea proiectului să te pună să dai bani înapoi pentru că nu ai respectat grupul țintă, că l-ai trecut așa, cum zicem noi, din burtă sau pe picior. Și asta e penal, domnule? E foarte penal. Păi s-au întâmplat cazuri și se dau banii, se dau bani înapoi. Asta vreau să vă întreb. Da, vis-a-vis de ce s-a întâmplat cu Păun. Și, exact, da. Dar realitatea asta că s-au mai deșteptat și ăștia. Nu mai merge. Înainte mai zicea, treacă, meargă până să învață ăștia. Acum nu, e totul, domnule, te vede pe satelit. Domnule, până să te vadă pe satelit dacă te vede sau nu, că nu e treaba noastră pe unde ne văd. Dar n-ar trebui când accesezi asemenea fonduri și când știi că fondurile alea sunt pentru romi. Haide să vorbim de cazul cu Păun și cu Partida Romilor, da? Adică, nu știu, și când accesezi atâtea milioane de euro, chiar nu ți-e frică de Dumnezeu să scoți grupurile alea țintă din burtă? Doamna Magda. Ca să nu spun că, uite, nu ți-e frică de procuror, nu ți-e frică de pușcărie, dar de Dumnezeu nu ți-e frică? Repet și eu o vorbă cunoscută a unui om de televizie. Trăim în România. Păi trăim, domnul Horăscu, în România, numai că, vezi dumneavoastră, dumneavoastră fiind și pe funcțiile care le aveau acolo în Parlament. Și ce să credeau? Invincibil sau ce? Nu. În momentul când făceam cererea de rambursare a cheltuielilor, atunci trebuia să fie foarte atent inspectorii care îți verificau dosarul ca să-ți dea banii. Bravo! Și da? Iată... nu știu câtă influență, cât trafic de influență a avut Voicu, ca să vezi, Doamne, ce să-i dea banii mai repede sau să-i dea banii în plus. Păi nu putea să aibă influență, pentru că fondurile erau la Ministerul Muncii atunci. Deci Pozdrobul ăsta era în subordinea Ministerului Muncii. Acum a trecut la fondurile europene. Și programele astea de... Era vorba de niște programe de perfecționare la romilor. Hai să fim serioși. Oricât l-ai perfecționat tu pe român, nu vei reuși să-l integrezi în societate sau să înveți meserie sau... Domnul Horăscu. Nu discutăm despre asta. Sunt cazuri și aici în județul Vâlcea, pe care eu le știu și s-au dat banii înapoi pentru că nu s-a reușit. Deci nu discutăm despre asta, dacă poți sau nu să integrezi romii. Discutăm despre faptul că s-au accesat fonduri europene pentru această chestiune. Și iată, procurorii suspicionează că lucrurile nu s-au derulat conform legii. Da? Dar de ce numai acum? Nu știu, întrebările astea... Eu pun întrebări că sunt din branșe. Dar de ce tocmai acum? Pentru că decontările s-au făcut de ceva timp. Asta, pe mine asta mă îngrijorează. Decontările s-au făcut totuși în baza unor documente. Da? Absolut. Atunci, care este problema? Cine a greșit? În fine, este o chestie, nu aș vrea să intru pe... Bine, acum ce se întâmplă? Probabil s-au sesizat, banii care s-au rambursat se vor restitui pentru că mi se pare normal, nu i-a folosit acolo unde i-a folosit și mai mult decât atât, vedeți dumneavoastră, acolo romii ăștia nici nu prea știu carte. Cine a semnat acolo? Aici e problema. Da, dar sunt semnături holografe, se pot lua amprente. Fără discuție. Nu învățăm noi pe oamenii legii cum să-și facă treaba, iar asta va fi un dosar greu în ceea ce privește... Și care va dura. Fondurile europene și... Care va dura. Nu, banii se vor da foarte, foarte repede pentru că vor veni și îți va pune sechestul pe ce ai tu pe acolo și să scoți la vânzare cât să mai scoți la vânzare și banii se recuperează. Da? Problema, ce spuneți dumneavoastră, trebuie să fii foarte sincer când scrii un proiect și când îl derulezi.
Acum e ceva mai ușurel. Înainte noi trebuia să recurgem la credite bancare, să putem să ne susținem proiectul, că asta era în regulă și este în regulă. Întâi cheltuiești și apoi se rambursează. Uh-huh. De unde se cheltuiești? Acum mai nu au dat niște avansuri, poți să le folosești, dar care se recuperează la sfârșitul proiectului. E foarte dificil, dar să nu încărcăm, eu știu, telespectatorii noștri cu amănunte din asta, pentru că mass media e plină de cazul ăsta. Și consider că nici eu nu vreau să intrăm pe fondul cauzei, Doamne ferește, pentru că acolo există niște verificări care se fac cu anchetă în curs și nu vreau doar să vă, de asta v-am întrebat, pentru că dumneavoastră cunoașteți această filieră, ați lucrat, știți cum merg lucrurile, de asta în sensul acesta v-am întrebat, mai departe ce se hotărăște, ce se decide. Și de cel mai multe ori lipsa de comunicare între instituțiile statului și mass media este așa de strâmbă încât ajung în fața telespectatorilor atât de trunchiate încât nu mai știu, bă, ăla e nemaipomenit de vinovat. Dumneavoastră ați văzut că unul a rămas să execute pedeapsa, altul a rămas să fie judecat. Dar, încă o dată, trebuie să evităm noi discuțiile astea, pentru că are cine să poarte discuția pe tema asta. Ce vreau să vă mai spun? Am o ambiție la mine în localitate, că, pe zi noastră, noi suntem și la Șușa, cum ziceam. La Șușa, da. Spre Drăgășani. Săranul simplu. Trec foarte multe mașini de toate categoriile, trec foarte mulți turiști spre zonele astea turistice, pe la mănăstirii, trec către Sibiu, acum mai nou o iau către Obârșa Lotului, acolo la Șiat, și trebuie să ne îngrijim de aspectul edilitar al localității. Și un proiect pe care l-am pe planșetele proiectanțului este acela de CityNet, adică toate sârmele după sus, așa se le introduce subteran, și să venim cu stâlpii urbane, în locul stâlpilor care sunt ai ciezurile de la electrica, să venim cu trotoare și piste de biciclete, pentru că este o zonă unde se produc foarte multe accidente, nu numai datorită bicicliștilor, dar și al pietonilor, și atunci este nevoie să ai trotoare, iar proiectele astea am să discut și cu vicepremierul Dâncu să fie trecute și în programele de finanțare ale Ministerului Dezvoltării. Pentru că ele sunt trecute apa, canalizarea și drumuri așa, și reabilitarea clădirilor sociale, a căminilor culturale, eventual prin CNI, dar și și prin PNDR să pot obține fonduri privind reabilitarea clădirilor sociale. Mai discutam și la ora actuală, le-am tot promis, m-am tot lăudat cu un investitor străin care vine să facă un parc fotovoltaic. Pe teritoriul comunei avem doi italiani care au trei parcuri fotovoltaice private. Ei, acum noi suntem la obținerea vizelor pentru un parc fotovoltaic public al localității, al primăriei, prin care obținem 5 MW, care mi este suficient să pot să mi asigur energie electrică pentru iluminatul public, pentru iluminatul instituțiile publice din comună, școli, primărie, cămine culturale și încălzirea în instituțiile publice cu plasme refractare, caloriferele care noi avem central pe gaz metan, pentru că avem gaz metan în localitate încă din 1996. Vor rămâne amintire și vom încălzi deja la o grădiniță în satul Călina, avem încălzirea cu plasme refractare la curent electric, care sunt ca și costuri mult mai ieftin de ceea ce plăteam noi la gazul metan. Și atunci
probabil până la sfârșitul anului vom avea și acest parc fotovoltaic în care voi produce 5 MW. Îl facem cu o finanțare de la Banca Mondială, printr-un împrumut de trezorerie, iar rata de împrumut va fi asigurată din diferența de costuri între ceea ce plătim noi acum energia electrică și ceea ce vom plăti când vom produce noi energia electrică, pentru că noi vom fi producători de energie electrică, noi vom vinde energia electrică și apoi cu ce încasăm ne asigurăm toate celelalte costuri. Și un lucru foarte demn de remarcat este că prin acest parc fotovoltaic voi folosi energie electrică și la stații de pompare de la cele două stații de irigații, pentru că valoarea și costul apei are în calculație 90% energie electrică. Și atunci, rezolvând problema cu costul apei, vor veni foarte mulți utilizatori să ude, mai ales prin picătură, pentru că noi acolo suntem în Valea Oltului și ar fi păcat să nu folosim udarea, irigarea prin picătură. Mai mult decât atât, sunt în discuții foarte avansate cu niște investitori din afară să vină să planteze pe 10 hectare sere, unde vor lucra cel puțin vreo 30-40 de femei acolo, să nu se mai ducă până în Spania, să lucreze tot la Spania, la spanioli, dar în localitate. A spus, înainte să dezvoltăm ideea cu cele 10 hectare de sere, vă gândiți la un parteneriat public-privat? Ați vorbit de un investitor străin pentru parcul voltaic. Acum ce se întâmplă? Vedeți dumneavoastră... Și după aia ați vorbit de o finanțare la Banca Mondială. Să vorbește foarte mult de parteneriatul public-privat. Am avut și niște discuții instituționale pe la București. Deocamdată normele parteneriatul public-privat nici acum nu sunt definitive. Și atunci am găsit noi... din punct de vedere juridic, o asociare în participațiune. Adică noi veneam cu terenul, ei veneau cu utilajele, prin care ei încesenau din cele 10, din cei 10 MW, un MW pentru transformat în bani ca și redevență la comună, iar cu banii ăștia puteam să rezolve tot ce aveam nevoie. Oricum, mi-am propus, mi-am promis mie, în primul rând, și celorlalți cetățeni, ca până la sfârșitul anului să fim independenți din punct de vedere energetic. Iar lucrul acesta cu parcurile fotovoltaice voi ridica și la comitetul director de la Asociația Comunelor, pentru că să fie prinse în programul de dezvoltare locală și aceste parcuri de dezvoltare locală, pentru că ce mai important decât să fii independent energetic? Că restul le mai faci. Dacă știi că vine factura de la acest cu nu știu câte zei de milioane, poate mai mult, și ăsta vine și te debranșează pentru că n-au lege, legea lor e asta, este. Ai plătit, ai iluminat, n-ai plătit, mai mult decât atât. Nu te debranșează numai de la iluminat, te debranșează și birourile cu calculatoare, cu tot ce trebuie. Și atunci dacă tu ai asigurat această independență energetică, acum nu mai e nicio problemă. Vezi dumneavoastră, noi am schimbat furnizorul de energie electrică, nu mai suntem cu CEZ-ul, noi avem o altă firmă privată care a venit cu oferta... Iată, o decizie înțeleaptă. A venit cu... De când ați schimbat furnizorul? De mandă zile. Așa, a venit cu ofertă sub CEZ și vreau să vă spun că de când am schimbat, avem și noi iluminat permanent, iluminat public permanent în comună, pentru că atunci nu aveam posibilitatea să ne achităm datorile. A trebuit să stăm multe nopți în beznă și mulți cetățeni spune, bine, nu, uite, peste Olt acolo, uite, e lumină, la noi de ce nu este? Uite, aia acolo au bat mai mulți. Vorbeați despre 10 hectare de sere, vorbeați de niște investitori spanioli, da, și de faptul că se vor crea locuri de muncă, da, și că oamenii nu, da, vor... În primul rând asta este gândirea noastră, ca măcar pentru femei să putem să le creăm o activitate, iar în sere... Și ce s-ar cultiva? Păi e treaba lor.
De la Trufandale la tot ce se mai poate, pentru că având asigurat în primul rând infrastructura, deci pentru ei infrastructura e apa. Exact. Așa. Iar restul de desfacere e treaba lor, au cu marile supermarketuri, cu supermarketurile desfacerea și nu numai în România, dar e suficient să vină numai în România. Eu am nimerit acum câțiva ani de zile chiar la un congres al utilizatorilor de apă din sudul Spaniei, unde aduceau apa de la 53 de kilometri și atunci m-am ambiționat, bă, bine, eu am de la 200 de metri și nu pot să fac așa ceva. Și atunci m-am apucat să scriu proiectul ăsta. Bine, m-am apucat. Eu am dat tema la o firmă de consultanță, pentru că acum partea de consultanță și de proiectare este eligibilă și se decontează din proiecte. Nu mai am timp să mai scriu, cum eram în 2000, când strângeam... Păi, v-am povestit numai agenda care o am într-o săptămână. Dar chiar dacă am la nivelul comun, am un viceprimar tânăr, am un city manager care este și președinte asociației administratorilor publici din România, am șef de servicii, am toată structura administrativă pusă la punct, mulți mă întrebau, bine, dar primarul ce mai face? Bine, primarul face relaționare. Asta e principala calitate a unui primar, să facem socializare. Nu, socializarea o facem pe Facebook. Da? Da, noi facem relaționare, mergem, contactăm instituțiile, șefii de instituții, miniștrii sau cine mai, unde mai suntem solicitați să ne putem să discutăm, pentru că dacă nu ești un edil informat, n-are rost să stai acolo. De multe ori când stau acolo în primărie, când stau în primărie, stau pentru că nu merg lucrurile. Stau și stau degeaba, nu? Cam așa. Se naște o întrebare, domnul Horăscu. Candidați în 2016? Încă nu s-au depus. Fac și eu ca domnul Matei. Încă nu s-au depus. Păi după cum v-am povestit că mai sunt mai câte ceva prin comună, mă obligă, credința că trebuie să stau lângă oameni să fac și ce mai... de făcut aici. Să te vă terminați proiectele, da. Nu? Eu aș putea fain frumos, eu am niște specializări în managementul proiectului, aș putea să stau fain frumos cu fetele mele, să scriu, aveam salariul de 100 de ori mai mare acolo pe un proiect, dar am zis că nu pot să mă despart de oamenii mei pe care i-am slujit în credință 20 de ani de zile și înainte de 20 de ani de zile v-am spus, aveam încă 500 de oameni la firmă și pentru că tot a venit vorba de oameni, la nivelul localității, conform statisticii de la Evidența Populației, avem 4.163 de locuitori, dintre care femei 2.153. Vă dați seama. Deci trebuie să ne aplicăm foarte mult și asupra acestui. Dar nu mi-a spus că a zis că aveți o soluție pentru a crește natalitatea în Comuna Prundeni, dar nu a spus care e. Ați început să-mi vorbiți despre suflet pentru suflet. Nu, asta e în primul rând. Nu poți să crești natalitatea într-o localitate bolnavă. Deci noastră v-ați propus să-i faceți bine. În primul rând. Da. Dacă ești bine, atunci restul curge de la sine. Iar mai mult decât atât, dar suntem și într-o zonă viticolă. Da, sigur, merge, curge vinul, nu? Da. Și, deci dumneavoastră nu aveți probleme la Prundeni, să zicem, să nu fiți nominalizat candidatul PSD? Păi nu, organizația mă nominalizează. Dacă mă nominalizează, vom avea și noi o ședință și dacă dumnealor consideră că e un altul... Eu chiar m-am și gândit, că am luat pe numere poștale, pe cine aș putea să iau pe lângă mine să-l cresc? Și că vrei, nu vrei, biologic, trebuie să mai lași pe altul. Da, de acord. Dar este foarte greu, pentru că, în primul rând, cei care mi-aș dori eu, nu vin pe salariile astea și pe bătaia asta de câmp. Mai ales acum foarte mult, discutam la o întâlnire cu un coleg de-al meu primar, zice, dom'le, mi s-a luat, eu sunt, provin din domeniul învățământului, am altă educație, mi s-a luat cu atâtea controle. Și așa este. Numai când te gândești, dom'le, astăzi cine mă mai controlează?
Și când vine, nu vin și ei pentru câteva ore. Unii vin cu lunile, unii vin, stau cu săptămâni, cu... Dar e foarte, foarte dificil. Numai că eu m-am învățat, dacă e să mă enervez, număr până la 100 și înapoi și întrece, nu? Gândesc destul de calm și o gândesc și instituțional. Dar pentru asta a trebuit să învăț foarte multă legislație, că atunci când vine cineva să mă umilească, atunci îi spune, nene, spune și mie temeiul legal. Și atunci, exact. Uite, temeiul legal e legea asta. Ia să citim noi mai bine. Important este în această țară să-ți cunoști drepturile și responsabilitățile și poate că cei care fac legi în țara asta se gândesc să profesionalizeze și administrația publică locală prin niște salarii decente. De ce să acum n-o spunem, să vedem, am informații certe că e cam gata legea salarizării, trebuie să intre în dezbatere publică și sperăm că, eu știu, poate nu chiar până în alegeri, dar după alegeri imediat să poată fi implementată și legea salarizării și să vedem ce și de acolo, să vedem dacă te stimulează să vii să lucrezi în administrație, cu toate că mulți din tineri spunea, dom'le, unde să mă duc în altă parte? Altă alternativă nu am. Și atunci dacă am dat un examen și am intrat în administrație, acum trebuie să stau aici. Și pe puțin și pe mult, asta este. Numai că eu am o echipă suficient de tânără în primărie, pe care i-am format, pe unii i-am trimis la cursuri, au luat licență, majoritatea în administrație publică, alții au luat masterate în puterea executivă și pentru că m-am gândit că nu poți să faci administrație cu oameni necalificați. Fără discuție, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii. Domnul Horoscu rămâne la Prundeni, mai candidează pentru un mandat, mai are lucruri de finalizat acolo, în localitatea unde vinul curge și curge bine și mult. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ne-ați urmărit. Domnului primar, îi mulțumesc din nou pentru că a acceptat să fie alături de noi. Vă doresc o seară plăcută. Și la fel.